morning, good evening. Este duminică după masă, tocmai am încheiat un vlog pentru voi. Și încep un altul, pentru că vine săptămâna în care muncesc destul de mult, nici nu știu bube pe la gură. Și vreau să filmez cât mai mult pentru voi, nu mai pot, sunt obosită, simt că cedez, dar merg înainte că nu am ce să fac, îmi trebuie material pentru voi și nu numai că îmi trebuie material pentru voi, chiar vreau să fie casa pusă la punct de sărbători și pentru că vine mami și vreau să fie absolut totul perfect, așa că în sfârșit facem DIY-ul, mă rog, nu e chiar DIY, e un fel de transformare a acelei mese negre pe care o am eu de la Ikea, am cumpărat-o acum foarte mulți ani, cred că vreo 6-7 ani de zile și a rezistat până acum la mine și știu că v-am arătat, dacă v-ați uitat la Vlogmas, picioarele acelea pe care le-am luat de la fotoliile pe care le-am dus la gunoi și le-am vopsit albe și v-am zis că aș vrea să le fac niște linii slash romburi pătrate negre pe ele, să fie așa alb cu negru. Acelea vreau să le folosesc, să le atașez la masa aceea de la Ikea, deci va rămâne din ea doar blatul cumva. O să vă arăt imediat procesul. Vreau să o capitonez. Am burete, am cumpărat de la Obor pentru scaune. Scaunele le-am lăsat deocamdată pe pauză și o să folosesc buretele sau, mă rog, o bucată mare din el pentru această masă. Vreau să fac o masă capitonată, gen un fel de măsuță de aia de cafea care e mai mult suport pentru picioare atunci când te uiți la televizor să pui așa picioarele pe ea. Bineînțeles că o să vreau să pun o tăviță așa și să pun acolo alune sau nu știu ce, o să vedem la final cum o să iasă. Și am stat și m-am gândit și am vorbit și cu mami despre asta, cu privire la culoarea pe care o să o fac. Inițial ne-am gândit la o piele crem. Tot am zis că mă duc la Obor să cumpăr, nu mai am răbdare, simt că nu mai am nici timp, cum vă spuneam și în clipurile trecute și până la urmă o să improvizez. Am o bucată de material crem și de piele și am o salopetă neagră de la magazin la care aș putea să renunț, cel puțin la partea de jos, care este pantalonul. Și m-am gândit că e mai bună ideea să fac masa jumate albă, jumate neagră, dâmpele și fix asta voi face. Mă duc să desfac pantalonii și să cos bucata neagră de bucata albă, mă rog, crem, și vedem cum iese și cum arată. 2:30 după masa și ăsta este progresul. Am terminat picioarele, îmi pare foarte rău că nu o să pot termina astăzi masa, pentru că va trebui să las picioarele astea să usuce, dar sunt absolut superbe. Nu mi-au ieșit romburile perfecte, pentru că le-am făcut din ochi, dar arată oricum foarte bine. Iar aici, cumva la îmbinătura romburilor, o să vreau la final, după ce se usucă, să pun un punct auriu. Nu mă las cu auriu ăsta. Și acum mă duc să pregătesc materialul și o să fac, o să creez, uitați aici, asta, cumva fața mesei și mă duc să duc asta pe balcon și aștept să usuce, asta este. Între timp am dat și al doilea strat aici, mai urmează și mai rămâne doar să adaug perluțe aurii și să dau cu auriu, dar n-am auriu deocamdată. Și m-am răzgândit până la urmă că mi-am dat seama că nu ajunge materialul acela crem, așadar voi face măsuța doar din piele neagră cu picioarele acelea cu aspect de arlechin, o să iasă extraordinar și cu, ziceți, butonii ăia așa de cristale pe care i-am luat eu acum vreo 2 ani și nu i-am folosit nici până în ziua de astăzi, ei bine, acum o să-i folosesc. Dar până una alta o să mă schimb. Și o să trag o fugă până la Ikea să iau niște oglinzi pe care vreau să le pun pe peretele din living, să termin camera aia odată, termin și cu masa, nu știu dacă neapărat astăzi, dar mâine seară cu siguranță. O să țin vlogul până mâine seară când termin ca să vă arăt care-i treaba cu masa. Și da, să iau oglinzile, să le pun pe perete astăzi împreună cu profile de alea, sper să iasă, de fapt, cu siguranță va ieși foarte, foarte fain. Mă îmbrac și trag fugă la Ikea să vedem și ce decorațiuni de Crăciun sunt pe acolo, nu am de gând să cumpăr nimic, dar să vedem ce e nou pe la Ikea. N-am mai fost la Ikea, cred că, de cel puțin un an de zile. Uitați-vă, nu mă uleacă ce față am și ce păr am în cap. Astăzi trebuie urgentisim să mă spăl pe cap. Am ajuns la Ikea și mi-am dat seama atunci când am plecat de acasă, când am pus Waze-ul, că aș putea să merg la Ikea asta de aici, de lângă Comfort City, de unde am stat eu, dacă vă aduceți aminte, de lângă complex, pentru că aici este și JISC, este și Jumbo, este și magazinul acela XX Lutz, nu știu dacă îl știți, e un magazin cu niște decorațiuni
absolut dintr-o altă lume, extraordinar de frumoase, dar foarte scumpe, deci nu te poți apropia. Da. Deja am impresia că am făcut atâta de multe lucruri astăzi și e ora, cred că vreo 3 jumate și încă o să mai fac. Așa m-am îmbrăcat, că e cald afară. De ultima oară de când n-am mai fost la Ikea, visez să mă duc la Ikea, să-mi fie foarte foame și să mănânc chifteluțele acelea suedeze, pentru că le absolut ador. Intrăm la Ikea. Nu e deloc Christmas-y atmosfera aici la Ikea. Nu e nimic, efectiv. Am văzut doar niște steluțe de alea pe care și le-a cumpărat toată lumea. Mie nu-mi plac. Au și ei un brad împodobit, Chico. Chico, ăsta e brad de Crăciun împodobit de la Ikea. Astea sunt covoarele pe care întotdeauna o să le ador de la Ikea. Le știți, îmi place și ăla, ăsta maro, de vacă, așa gen, și ăsta, mă rog, că e tot de vacă. Sunt absolut superbe, dau un preț cât ia capul. Dar sunt mari, adică... Și uitați-vă numai la covorul ăsta, cât de mic, e practic o traversuță, redus de la 16 milioane la 8 milioane jumate, ok, o fi din țesătură naturală, dar totuși. Asta o fi decorațiune de Crăciun, voi ce ziceți? Am găsit și oglinzile, după care am venit. Astea îs, e un set de 4 și costă 38 de lei. Și bineînțeles că merem aici lângă casă și la departamentul ăla de defecte. Sper că n-am greșit și sper că aici ai. M-am trântit aici pe canapea și vreau să dorm și să mă trezesc când e Crăciunul deja și totul să fie pus la punct. Clipurile postate. Din păcate nu se poate. Mă scuzați, că-s cu gura plină. Dar efectiv nu există combinație mai bună și meniu mai bun decât ăsta pe care îl fac ăștia de la Ikea. Mâncare suedez, nu? Deci n-ai cum, chiftele cu dulceață. Nu știu, efectiv. Numai că erau păstăi, până acum vedea păstăi lângă. Iar acum au schimbat meniul și îți dă mazăre. Nu e chiar așa de bun cum era cu păstăi, dar e bun și așa. Foarte bun. Au trecut vreo 2 zile de la secvența pe care voi tocmai ați văzut-o. Am ajuns acasă atunci cu oglinzile, am așteptat să se usuce picioarele pentru masă și acum încercăm. Masa cu siguranță o facem acum, dar să văd ce fac cu oglinzile. Ideea este că planul inițial era să le pun aici, cumva direct pe perete, dar ulterior m-am răzgândit. Pentru că m-am gândit că totuși am dat vreo 150 de lei pe ele și sunt prea frumoase și ideea e prea faină încât să le lipesc aici pe perete și aici să rămână forever and ever, adică să nu le pot lua cu mine atunci când voi pleca. Așadar, m-am gândit să fac un fel de tablouaș cu oglinzile astea, un fel de oglindă mobilă, ca să zic așa, să nu le pun direct pe perete. Problema acum este că nu am o bază cumva unde să le pun. Dar am cutia asta imensă în care mi-a trimis mami pachetul și m-am gândit cumva că aș putea să o folosesc ca și o bază pentru oglinzi. Am aranjat eu puțin oglinzile aici, dar o să mă duc să le iau pe toate de acolo ca să le aranjez aici și să văd exact cum vine toată treaba. Dar, bineînțeles, pentru că acest carton este foarte maleabil, ca să zic așa, foarte ușor maleabil, nu este fix, atunci va trebui cumva să îl fac să stea. Să stea drept și să funcționeze pe post de scândură sau placaj. Placajul acela pe care îl am este prea îngust și mi-are și o oglindă prea mică și eu vreau să fac una mare, pentru că oricum am luat 16 bucăți de oglinzi. Așadar, o să încerc să fac chestia asta cu ajutorul gipsului, să întăresc acest carton cu gips. Și o să mă duc să pun să fac gipsul. Și efectiv o să-l așez peste acest carton, bineînțeles după ce măsor și tai și văd exact câtă bucată de carton am nevoie.
Și cam așa ar trebui să arate toată treaba. Astea sunt profilele acelea, doar că sunt vopsite negre. Nu sunt vopsite foarte bine, o să trebuiască să le mai dau cu un strat pe lângă, dar nu asta e problema. Problema e că nu știu, nu mă pot hotărâ dacă arată bine sau nu. Adică arată bine, e clar că arată bine, numai am emoții că nu știu dacă îmi va ieși pasența cu gipsul. Dar o să încerc, că n-am nimic de pierdut. Și vedem, trag speranță să-mi iasă. Și după aia ne apucăm de masă, imediat. Acum pun să tai surplusul ăsta de carton de aici și de aici și gata, pregătesc gipsul, dau pe el și vedem ce iese. Na, acum e o bucată de carton până la urmă, dacă iese bine, dacă nu, nu stric nimic. Acum... Și cam ăsta e maglavaițul de gips, l-am făcut cât de cât subțire, cumva între, nici subțire, nici gros. Iar acum o să încep să-l pun aici. N-am lucrat niciodată în viața mea cu gips, sper din tot sufletul să nu fie un eșec. Dar vreau să vă spun că e super satisfăcător să faci chestia asta așa cu mâna, să o așezi așa, să o netezești, e foarte fain. O durat 5 minute maxim să așez gipsul aici, acum n-am decât să stau să aștept să se usuce, oricum se uscă foarte repede, deja a început să se usce pe margini și să vedem cum vin oglinzile peste. Și acum, timp în care aștept să se usuce cartonul acela, mi-am adus aici blatul de masă, buretile, materialul din piele, farfeca, patentul, ce mai am nevoie, cutter-ul, capsatorul ăla de lemn și mă apuc să capitonez masa asta ca să terminăm și pasta, că picioarele s-au uscat. Acum am aici unul, l-am scos, dar am două șuruburi care ar fi trebuit să fie în picioarele de la masă, dar au rămas blocate aici în masă. Și trebuie ca să le scot și vă spuneam că unul l-am scos, foarte simplu, foarte ușor l-am scos și se pare că și pe ăsta tot ușor îl scot, că deja au început să desfileteze. Iar după mă pun să tai la mărime buretile, îl lipesc cu silicon de masă și după aia încep să fac găurile pentru capitonare, așez materialul deasupra, pun capsele... Și gata, fac și masa capitonată și după aia să vedem cum o să atașez picioarele. Și gata și șurubul. Gata, am tăiat ăsta la mărime. Acum am siliconul aici lângă mine, mi iese burta pe afară. Pun siliconul aici pe masă și după aia pun ăsta care e puțin curbat. O să trebuia să stau așa pe burtă, pe el, cu burta pe el ca să se lipească. Și gata, cam asta e tot. Auleu, cam asta e tot, dar stați să vedeți că nu cred că mai am silicon aici, dar oricum mai am un tub plin, s-ar putea să trebuiască să-l schimb. Revin la voi când trebuie să pun materialul. Gata, cam așa arată toată treaba până în momentul de față. I-am făcut găurile, am lipit cu pistolul de lipit până la urmă, că cu silicon nu s-a lipit deloc, trebuia foarte mult silicon. Iar acum o să încerc să pun pielea deasupra să vedem care-i treaba. E dezastru peste tot. Asta am impresia că nu s-ar putea să nu iasă treaba. Am impresia că nu fac progrese cu ea. Cred că merge direct la gunoi. Deci nu vreți să știți prin câte stări am trecut în ultimele 2 ore. De când n-am mai filmat pentru voi, au trecut 2 ore, m-am apucat să văd care-i treaba cu pielea asta pe care am vrut să o pun pe masă. M-am chinuit o grămadă, am pus-o în toate părțile, mi-am dat seama că are prea multe cusături ca să iasă capitonarea bine, prea multe tăieturi pe care eu ulterior trebuia să le cos, până la urmă am renunțat la idee. Aveam o pătură pe aici, neagră. Și m-am gândit, hai da să încerc cu pătura asta totuși, am sunat-o pe mami. Lui mami i-a plăcut și nu prea, dar problema e că nici mie nu prea îmi plăcea, dar am zis, mă, haide să-i dau câteva capse la capitonare cu pătura și să văd cum iese. Nu mi-a plăcut cum venea, pentru că pătura e puțin supraelastică și cumva s-a așezat foarte ciudat pe buretele ăla și nu făcea cutele alea de capitonare care trebuie făcute la capitonare ca să arate bine și anume, ați ghicit, capitonarea. Și până la urmă, singurul material care îmi place foarte mult, îl și aveam, dar nu neapărat la dispoziție, ca să zicem, era catifeaua asta din care am aceste draperii.
dar bineînțeles că n-aveam decât cele două draperii puse la geam și efectiv am dat draperia jos de la geam și am pus-o pe masă, dacă vă vine să credeți. Și draperii de astea mereu găsesc la Jumbo, sunt de foarte mulți ani acolo, nu le cumpără prea multă lume, îi 50 de lei una, o să mă duc și o să-mi cumpăr ca să... ca să-mi trageți draperia la geam. Haideți să vă arăt cum a ieșit. Ta-na-na! Cam așa a ieșit măsuța, încă nu e gata. Am pus chestiile astea doar așa de formă ca să văd cum stau. Arată bine, cumva parcă tind să cred că îmi place mai mult cum arată fără, doar că nici astea nu poate să rămână găurile astea așa goale aici, adică trebuie cumva acoperite cu ceva, iar cristalele astea sunt special făcute pentru așa ceva, așadar le voi lipi după, dar mai întâi am terminat capitonarea, nu-i foarte greu, n-am filmat pentru voi, bine, am și vorbit cu mami, dar nu-i deloc greu să faci capitonarea asta, mie nu mi s-o părând niciodată, efectiv am... pus ăsta, buretele despre care vă spuneam, uitați, am făcut gaură, că am lăsat aici o gaură ca să vă arăt care-i treaba. Faci gaură așa, în burete, bineînțeles faci modelul se face în romb, după cum puteți vedea, adică acolo ai 4 găuri, aici ai 5 găuri și le poziționezi în felul în care să vină între cele de sus. Iar după ce ai făcut gaura asta, pui materialul deasupra, tragi de el ca să iasă să facă cutele astea frumoase și găsești gaura, o identifici și... Nu știu cum să pun telefonul ca să vedeți, iar mi se vede grăsimea de la burtă. Și pur și simplu bagi aici ăsta, capsatorul de lemn despre care v-am mai vorbit, îl am de la Hornbach. Sau de la Leroy Merlin, nu știu, găsiți oricum în toate magazinele astea de bricolaje, nu-i foarte scump, ei nu știu, mai țin minte, cred că vreo 40 de lei. Îți cumperi și rezerve de capse, care nici alea nu scumpe și pur și simplu capsezi ca și cu un capsator normal de foaie. Câteodată, uite cum s-a întâmplat acum, se mai blochează câte o capsă, nu prinde, o scoți și capsezi alta. Și cam asta e povestea cu capitonarea, se face foarte ușor și îi de super efect și arată extraordinar de bine. Îi pui mai multe capse, evident. Mie îmi place cumva să creez un rotund. Stați că întorc camera să vă arăt. Pe camera din spate am de ăsta blitz. Îmi place să formez cumva un fel de rotund așa, ca să iasă cumva capitonarea foarte, foarte fain în evidență. Și cam așa arată. Acum mă pun să o trag foarte bine așa și o capsez la fel cu capsatorul pe spatele măsuței cumva. Și cam asta-i. Cam asta-i cu capitonarea, pentru că o să trebuiască să mă chinui puțin cu picioarele acelea arlechin, dar haideți să terminăm mai întâi partea de sus. O oră mai târziu, încă nu-i rezultatul final, doar am pus-o așa de probă să vedeți cum arată. Trebuie puse picioarele, dar trebuie un pic cam multă muncă la ele, iar eu acum trebuie să ies din casă să filmez o altă parte care va intra într-un alt vlog pentru voi. Deja s-a făcut seara, e vreo ora 6, eu mâine dimineață mă trezesc foarte dimineață să merg la serviciu și chiar am nevoie de un moment de respiro, o oră să stau pe canapea efectiv și să nu fac absolut nimic. Așadar o să las asta pentru că n-au intrat zilele în sac și nu vreau să mai pun atât de multă presiune pe mine, dar v-am zis, am pus-o așa să vedeți exact cum o să iasă și rezultatul final o să vi-l arăt în daily vlog-ul următor, în vlogmas următor. Cam așa arată frumusețea, evident că nu se va vedea spațiul acela acolo care se vede acum pentru că sunt cepurile și deocamdată nu le-am scos. La fel, surplusul de material încă n-a fost tăiat pentru că trebuie băgate astea. Picioarele mai întâi și să văd exact cum o să funcționeze chestia asta, dar mie mi se pare extraordinar de frumoasă. Într-adevăr e puțin cam joasă, mami spune că e mai mult seamănă pat, nu a măsuță, arată ceva extraordinar, deci mie mi se pare că Doamne ferește va arăta efectiv de Doamne ferește, dar de Doamne ferește de la bun. Bineînțeles după ce o să o termin o să-i pun și cristalele acolo. E ceva, nu știu, mie mi se pare o
Mi-ar fi plăcut să fie puțin mai înaltă, dar mi se pare o piesă absolut superbă și asta este genul de piesă care merge pusă și acolo la finalul patului. Dacă știți despre ce vorbesc, poate fi folosită și pe post de mini canapea, din punctul meu de vedere, dar eu o voi pune aici, în fața canapelei, ca să stau așa cu picioarele pe ea rezemată. Iar aici, în livingul acesta, se va asorta foarte bine cu perdelele, pentru că e practic același material, dar asta când voi cumpăra a doua perdea, că am folosit-o la masă. Sper din suflet că v-a plăcut, abia aștept să vă arăt și rezultatul final. Și noi ne revedem în următorul vlog. Vă pup!